Păi ce dracu de mi-a spus bocancii? Mărane? Ia fugi, mă, și ia și mie niște semințe, că mi-e poftă. Da, ce te vezi așa, că faci tu niște mișcare, mai slăbești, hai. Dar tu nu vrei să slăbești? Eu n-am interes, eu nu vreau să o cucerez pe Mirabela. Plus că eu am banii. Unul plătește, celălalt slăbește. Împărțim sarcinile, hai. Nu sunt toți. Cam puțin pentru chirie, făinosule, cam puțin. Păi aia nu-i banii de chirie, băi, e banii care mi-a dat Gogoș, mă, să iau semințe. Ce faci, Gogoașele, înveți cu luxul? Și chiria când mi-o plătești, mă? Băi, mai așteaptă și tu, pupăză, că acum n-am bani așa de cheltui, strâng. Strâng bani pentru că vreau să o scot pe Mirabela undeva, să ne lăfăim amândoi la o cârciumă undeva unde să cheltui mult ca să o impresionez. Sau stai, mai bine vin la voi la cârciumă, o scot, ca să nu cheltui nimic. Ce vorbești, băi, infantilule? N-ai voie acolo pentru că minorii n-au voie în bar. Hai, mă, pupă, să nu fii, că mă revanșez, uite, promit, mă revanșez în natură. Să nu mă înțelegi greșit. Adică o să muncesc gratis pentru tine la bar acolo. Sau acasă, ce zice, să vin să aduc micul dejun la pat. Poate e prânzul, că atunci te scoli. Și am dubii că poți să ajungi cu el întreg la mine. Hai, mă, pupă, să pot să fac un efort, să nu mă înfing în care mă scol de vreme, promit. Nu vrei, mă, să fii tu ca un șmecher, ca un barosan de la care ești, care te dai tu că ești patron, că să ai o ordonanță care să te servească la pat cu micul dejun, e totuși ceață. Hai, profită de mine cât mai sunt pe aici. Corect, că trebuie să plece după semințele mele. Apropo, Mărlene, să mi le aduci și mie la pat, că și eu sunt patron de bar, da? Efectivul trebuia să fie complet de jumătate de oră. Și nu e prima oră și nici prima oară. Șefa, mă scuzați, dar nu-i vina mea că stau la mama naibii. Mă scuzați, șefa, mă scuzați. Să nu se mai întâmple, că băieții reușesc mereu să vină la timp. Păi dacă aș sta cu ei, șefa, aș ajunge și eu la timp, că ei au gură din metrou. Băi, avem degeaba metrou, că noi nici nu mergem cu metrou. Pentru că e cel mai periculos mijloc de transport. Ce știi tu, băi? Zi de zi stai cu peron acolo în curent, răcești, te îmbolnăvești și dai și toți banii pe medicamente. Tu stai bine acolo unde stai tu, bine. Lasă că vin și eu cu ce veniți voi. În plus că dacă stăm împreună, putem să ne pregătim mai bine misiunile, nu? Permite să raportez, șefa. În nici într-un caz. Acasă nu ne putem mai concentra la misiuni, că fiindcă ne îmbie patul la relaxare și la nani. Munca trebuie să fie făcută acilea, la birou, de față cu toți colegii, ca să vedem de unde începem și unde terminăm. Și dacă nu terminăm în timp util, facem și ore suplimentare. Să trăiți cu respect! Gata! Am rezolvat! De mâine ajungi la timp! Păi ce? Tu hotărăști dacă stau cu voi? Nu! Am vorbit cu agentul Păstârnac, care locuiește în proximitate și o să o ia cu mașina lui în fiecare dimineață. Șefa, mă scuzați, dar nu pot să accept în niciun caz, șefa. În primul rând că agentul Păstârnac are o mașină care nu prezintă siguranță în trafic. Voi ați văzut cu ce joană din mașină umblă? Și în al doilea rând, agentul Păstârnac are nevastă. Păi dar ce o să zică trânsa? Vai de mine, păi dar nu vreți să-i stricăm căsnicia. Pupăză, ce faci aici? Ce să fac, Gogule? Maximizez profitul. La noi nu vin bătiri din aia profesioniști ca să facem vânzare prin cantitate, așa că mă bazez pe amatori care oricum habar n-au că nu e chiar ce scrie pe sticlă. Dar mă, care-i spăla sticlele? Bă, tu n-auzi că am zis că maximizez profitul? Tu știi cât costă detergentul pentru sticle? Bă, când o să înveți și tu să faci afaceri, profită că ai un geniu al marketingului lângă tine. De fapt, chiar doi. Și puteți să ieșiți puțin? Am treabă. Ia uite cine a venit să te vadă. Să trăiți, domn Chestor. Pentru mine ați venit? Exact. Am venit să văd cum te-ai acomodat. Pe mine mă scuzați două secunde. Domn Chestor, m-am acomodat ușor, că știți, eu sunt fată... Bun, se vede. De-aia te-am și adus aici să-ți
urmăresc evoluția. Pentru că tu ai potențial, măi, Mirabela, mă. Cum e, domn chestor? Bună. Bună treabă, faceți, mă, fetelor, aici, bravo. Hai, vă urez succes, eu am să plec. Dar o să mai mă întorc. Șofa, șofa, mă scuzați, dar eu am impresia că domn Chestor se dă la mine. Domn Chestor? Da. Mirabela, e doar o impresie, eu nu cred că mai... Mai poate? Sigur poate, sigur poate, o fie el moș, dar... Știu că poate. S-a dat și la dumneavoastră? Până a aflat cine e tata, dar vezi că e secret. Păi și atunci de ce nu m-ați crezut? Eu nu cred că ești genul lui. Îl cunosc de mult timp și știu ce gusturi fine are la femei. Și dacă vă dovedesc că am dreptate? Îți dau un sfat prietenesc. Găsește-ți un bărbat pe care să-l iubești și să te iubească. Nu vâna avantaje financiare, că o să fii dezamăgită. Și o dezamăgire azi, alta mâine. Uite așa trec anii și o să te trezești că unica șansă pe care o ai este poștașul care ți-aduce pensia. Da, și atunci trebuie să fii pe fază, că numai în filme poștașul sună de două ori. Biluță, să nu dea dracu mâine dimineață, când te-ai sculat să-i faci micul dejunul pupăză să mă trezești și pe mine. A, asta e ultima mea grijă. Mi-e frică că nu mă scol să mă trezești pe mine. Auzi, dar de ce nu-i pregătești tu micul dejun de acum, ca să scap de grijă? Păi ce, ala, crezi că e prost să mănânce micul dejun imediat după cină? Nu mă, idiot! Inteligentule, să-i pregătești de acum pentru mâine dimineață. Și mâine doar îl duci. Știi că ești deștept. De fapt, eu o să fiu și mai deștept. Hai, lasă-mă. Trebuie să discutăm ceva. Pupă, să știi că sunt vinovat că ți-am adus micul dejun, că l-am... Nu ești. Eu sunt, pentru că tu ești prietenul meu și nu trebuie să te tratezi ca pe o slugă. De mâine nu trebuie să mai mi-aduci micul dejun la pat, deci nu mai ai de ce să intri în dormitorul meu. Te mai îndoiești că sunt un geniu al marketingului. S-a vândut în dragi vinul botezat de mine. O sticlă nu mai era jos în bar. Dar nu-i meritul tău. E meritul lui Van Damme, că el a știut să prostească clienții. Da, mă, da, bine, uite, o să-i dau și lui o primă ca să nu zici că nu apreciez eforturile oamenilor. Auzi, dar n-ai ceva mărunt, că eu nu am schimbat. Deci tu-i dai primă. Bravo, tată! Uite, tocmai vorbeam cu Gogoașă că meriți o primă pentru că ne-ai scăpat de vinul de-aseară. Da? Da? Hai, mersi! Dar să știi că am avut mare noroc că atunci când am desfăcut una din sticle, mi-a curs vin pe mână și am lins. Altfel, nici nu-mi dădeam seama că e oțet. Că sticla era de aia originală. Dar lasă că o să-i coste scump șmecheria asta. Pe cine o să-i coste, mă? Cum pe cine, pupăză? Pe producător, că am buteliat altceva decât scria pe sticlă. Le-am trimis tot lotul înapoi și dacă nu ne trimit ce trebuie, o să-i dăm o judecată și le luăm și zmelele după ei. Acu, chiar că merită prima aia și una grasă. Nu-i așa, geniule?
Lăsați-mă că-mi dați și după ce vedem cum se termină tărășenia asta. Că cine știe, poate ne ies mai mulți bani și... Da. Nu ne cască de niciodată singur să... Auzi, Gogule, eu vreau să întreb altceva. Ți s-a întâmplat vreodată să faci pipi în somn? Adică ai băut de unul singur, mă, chitră ce ești. N-am băut, Gogașe, cum să beau? Păi așa mă știi tu pe mine, risipitor? Ai făcut așa? Băi, nasol, asta e afecțiune medicală. Se numește incontinență urinară și se poate întâmpla oricând cu oricine de față. Trebuie să te duci să-ți faci investigații. Ce investigații? Ce investigații? Nu fac nimic! Nu pot să cred că ești chitră chiar și când e vorba de sănătatea ta. Dar nu sunt chitră, Gogoașe, nu sunt chitră, dar... Dar ce ești? Mi-e frică, mă, mi-e frică. Ce? Păi și tu te-ai duce să-ți umble ăla? Ce mă fac? Ce faci? Îți pui niște scutece. Asta până să trece chitroșenie. Pardon, frica. Dar tot nu scap de doctor. Mai ce face? Gogule, să nu dea naiba să spui cuiva că te stormă. Stai liniștit. Nu spun nimănui. Promit. Mai ești să mă ia agent, Mirabella. Ai și pentru mine puțin timp? Nu prea am, șeful, că știți, mi-a dat șefa ceva important de făcut. Păi urgent. Și eu am să-ți dau ceva și mai urgent. Știți, șeful, șefa nu permite să primesc nimic de la colegi. Mirabella, dar noi nu suntem colegi, draga mea. Eu sunt șeful tău și șeful șefei tale. Bănuiești ce vreau să spun, nu? Da, da. Dar și tatăl șefă este cine este. Da, da. Mă rog. Nu-i mai bine să ne vedem la tine acasă? În niciun caz, domn Chestor. Păi, dar ce vreți să zică colegii? Că faceți abuz de funcție și veniți la subalternii? Stai liniștită. Am să vin în mod legal. La când sărmanul tatăl meu era tânăr. Sus! Stai fiară! Și tu ești un monstru. Că n-am văzut așa ceva. Nici în filme. Măi, fata, stai puțin, că nu putem acum. Că sunt clienți aici, dacă intră peste noi. Auzi, vin-o tu diseară ca să apuc să-mi scot, să scot clienții de aici, să fim mai noi doi. Una diseară? Rezistă și tu. Domn Chestor, ce faceți? Să nu ne deranjeze nimeni, pentru că vreau să discut cu tine o chestie mai intimă. Cu tot respectul, șefu, eu zic să nu discutăm, să nu fi nevoită să-l sun pe tata. Nu, stai, dragă, că nu e vorba despre ce bănuiești tu. Vreau să spun, dar rămâne între noi, că nu mai pot. Da. Și din cauza asta m-am cetat și cu nevastă mea și de rușine am plecat acasă. Îmi pare rău, dar nu înțeleg cum aș putea să vă ajut. Cu o locuință de serviciu. Măcar așa o perioadă până întrece rușinea și mă întoarce acasă, nu? Păi nu mai am niciun spațiu locativ, că ultimul l-am repartizat Mirabele. Perfect! Adică vreau să spun, dacă nu există altă soluție, altă variantă, o să mă sacrific și o să dorm cu ea. Decât prin parcuri, să dorm pe bănci, să mă lingă maidanezii. Șeful, nu pot să vă las să stați în promiscuitate la vârsta dumneavoastră. Rezolv imediat. Eu n-am mai făcut nimic, șefa! V-am chemat să vă anunț că de azi Mirabella va sta cu voi. Yes! Adică ies să mut lucrurile.
Dar nu asta voiam. Știu și chiar regret că n-am putut face mai mult pentru dumneavoastră. Deocamdată să rămâneți în garsonieră să vă liniștiți. Da, să mă liniștesc. Singur. Da. Domnul Pupăză, haideți să rezolvăm omenești inconvenientul. Fără reclamații, fără presă. Da, și la ce sumă v-ați gândit mai exact? Păi, spuneți dumneavoastră cât vreți. Cât vreau eu? Dar vă rog să fiți realist, că nu putem da despăgubiri exorbitante. Dar gândiți-vă și dumneavoastră, a fost o greșeală omenească. S-a inversat câteva etichete. N-a fost cu rea intenție și n-am vrut să facem nici fraudă. Adică vreți să-mi dați bani ca să... Da, și să-mi dați și sticlele cu probleme și să încheiem cazul. Ia spuneți, ce sumă să trec? Păi, să fie un... E bine? Fantame! Fantame! Da, șef! Adu sticlele care au mai rămas din lotul ăla cu probleme. Păi n-a mai rămas niciun la șeful, că le-am trimis pe toate înapoi la producător. Serios? Serios? Păi în cazul ăsta, dacă nu mai aveți nicio probă potriva noastră... Da! Ia uite! Idiotule! Ce-ai făcut pentru asta? Ești destituit! Afară! Cum să fii destituit? Urmează, mă, vinul ăsta, că e o pușircă contrafăcută! Dă-mi coace! Nu, dă-o tu încoace, că eu am pus contravaloarea ei în caserie! Hai că să beau și eu cu bărbatul meu după... Lasă că stă o sticlă franțuzească din cea mai scumpă de șampanie! Ema, ești o comoară la casa omului! Hai, mișcă și premiază-o! Hai, auzi-mă, pe bune putem! Stai că mai avem un pic de treabă aici! Ce faci, mă, ce faci cu sticla mea? Ba nu, ea mea, că a cumpărat-o nevastă, mi-a dit banii ei! Fanta mea, să nu îndrăznești că eu am făcut prima parte a negocierii, da? Și tocmai de-aia îți dau 50%. 80! Că ești angajatul meu. Nu exagera, că te riști. 70 și rămâne așa. Scăpăcuț! Stai! Tu ai nebunit? Tu vrei să dai corpul de lit înainte să ne completeze cecul? Vrei să ne râde iar în nas? Hai, domnul, dă cu bățul. De înțelegere amiabilă, cum am vorbit. Dar ai grijă, dublează suma, că acum se împarte la doi. Ce să-ți fac? Dacă ai rupt prima filă, plătești. Că distrugerea de pădure se pedepsește. Că eu sunt ecologist, toată lumea știe chestia asta. Da. Gata, hai că s-a rezolvat. Hai, mă, că se încălzește șampania. Era să uite, Ema. Da? Să pui contravaloarea șampaniei în caserie. Ce face? Hai că acum vezi de unde. Ce era să uit? Bă, eu mi-au și tablou cu incoruptibilii mei, mă. Ia-ți-le. Ce faceți, mă? Mă, băieți, dar nu-i nimeni voie să goliți tot dulapul, că n-am așa multi lucruri. Bă, dar unde vi le duceți, mă? Bă, șifonier sub pat. Pa. Avem boxă? Păi unde e? Ce? Monstru! Monstru? Cred că ți s-o fi părut din cauza luminii. Niciun monstru! Dar să știi că e ceva onorabil. Onorabil? Aha. Păi pentru onorabil nu se merită să-mi stric o căsnicie onorabilă. Hidrați să vă hidratați. Mulțumesc, eu, băbăși. Cu plăcere. Ce faceți mai aici la ora asta? Ce s-a întâmplat? S-au mutat la noi. Cata Mirabela Buzna peste ei. E caz de forță majoră, Pupăză. Opa! Păi dacă e caz de forță majoră, înseamnă că o să-mi plăti și o chirie majoră. Lăsă-mă pe mine să negociez, că știu cum. Trimestrial! Ce să negociez tu, Pupăză? Tu vrei, am luat mie
chirie trimestrială? Îl mai vechi și royal prieten al tău? Nu, trimestrială, mă, prietene. Dar cum? Anuală. Plătiți odată pe an. Eu? Mai mult el. El, da. Că a zis că e forță majoră, nu? Și forța majoră exonerează de orice responsabilitate, inclusiv prietenia, nu că voi ați zis. Păi dacă asta însemnează că exonerează orice responsabilitate, însemnează că poste și crăp chitră. Ok, ok, fără chirie. Vă zici, mă, că se poate? Da, o să dormiți în dormitor cu Mârlanu și cu Gogoaș. Mai gândește-te, că altfel le spun ce faci tu noaptea în pat. De fapt, doar cu Mârlanu, că Gogoașe doarme cu mine. Ce spui? Și să faci pe mine în pat noaptea? Iar pe Mârlanu. De fapt, o să dormiți cu Gogoașe, că Mârlanu o să doarmă cu mine. Că e mai mare și mă mai chinu eu. O să aveți voi mai mult loc. Bă, tu ai gura aia rea, dar sufletul ță mare! N-aș fi crezut. Este. Mersi, vă pupăz, așa onoare. Nici nu știu cum să mă... Ba știu, să-ți zic adevărul. Ce adevăr? Despre ce s-a întâmplat când am venit la tine în cameră să-ți adu micul dejun. Deci avea dreptate, Gogoașe, că ai fost. Da, am fost când am văzut ce s-a întâmplat, că s-a vărsat ceaiul în pat, am luat repede tava și am fugit, că m-am speriat, mă. Adică baltea în care m-am trezit era ceai? Dementa. De mâine dimineață să-i aduci micul dejun la ofis! Dacă întârzi o secundă, te dau afară! Dacă vii mai devreme cu o secundă, te dau afară! De fapt, te dau afară, oricum, ieși! Sunt afară, pisiciosule! Ieși! Opa! Păi dacă e forță majoră, înseamnă că o să-mi plin. Opa! Păi dacă e caz de forță majoră, înseamnă că o să împlin. Împletim. Opa! Păi dacă e caz de forță majoră... Potolește-te, chelul! Păi ce bază la rifioare! Să jur!